mai fost într-o zi de vineri la Neața. Ea este Ionela Guzic, e prietena noastră. Am comunicat mult în pandemie. Vă aduceți aminte, am luat legătura cu ea când era încă în America și căuta variante să ajungă pe pământ românesc. O epopee, o odisee aproape să reajungă în țară. Bună dimineața, bine ai Bună venit dimineața, la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație. La mulți ani și un an nou cu multe vești bune, să sperăm că avem. Am găsit un cântec din Bucovina, mă latră câinii pe drum, dar tu fiind din Oltenia, cumva s-ar putea să nu îl știi. Dănuțe, hai fă cumva, că tu ești specialist, ești acest... Pitica și Pitico. Trebuie să iei în brațe. Da, să duc colegii mei să filmăm momentul. Miroase Dania a parizer și a pisică. Și e cumva... Da. Ea are o problemă cu pisicile, probabil la simțire. Are, nu? Da. Aici sunt numai pisica la noi în platou. Nu cred că are cineva un câță. Hai sus! Până atunci, până ajunge Pitica aici, hai să povestim nițel. Înțeleg că ai fost... Înțeleg că ai fost cerută de nevastă. Da, da, recent, după 6 ani de relație, da. Ce? Da. Am fost cerută de nevastă, da, da. A, uite că a ajuns, bună dimineața. Terorist. Ce ai făcut, mă, teroristule? Îl țineți în apartament cu voi? Da, da. Și vecinii, seama că ce zic? O apucă lătratul. Ne înțeleg și o îndrăgesc și suntem tare norocoși că o îndrăgesc. Care-i povestea? Povestea este, mai ales că noi am mai abordat acest subiect de voluntariat, mm-hmm. Și eu mă ocup foarte mult, îmi dedic timp pentru că este nevoie, că foarte mulți înțeleg voluntariatul ca și cum n-aș avea ce face. Mm-hmm. Ea este salvată din județul Giurgiu, dintr-un ghetou, pentru că mare parte, foarte mulți români aruncă animalele în lacuri, în gunoi, în... Este un adevăr, chiar dacă nu ne place să-l auzim. Corect. Mai are încă 4 surioare. Din acest motiv, noi tot promovăm ideea de sterilizare. Dacă nu-ți dorești pui, să sterilizezi mămica. Așa. A fost prima emisiune a ei aici la voi, fix acum un an de zile, când a ținut-o Dani în brațe și îi căutam o familie, după care medicul mi-a zis că e subnutrită și ar avea nevoie să stea la căldură. Îi găsisem doar familii la curte, unde majoritatea își țin câini în lanț, mm-hmm. Și atunci am decis să o păstrez eu. Un pic traumatizată? Da, a fost foarte traumatizată la început, dar cu dresaj și a lucrat și într-un centru cu copii și a revenit foarte mult. De unde ți-a venit ideea? Sau cum a fost pornirea asta pentru a avea grijă de animăluțe? Din cauza faptului că am crescut în mediul rural, uh-huh. Și din păcate nu este un comportament foarte empatic față de animale. Adică ca și copil am văzut mereu cai omorâți în bătaie, câini abandonați în tot felul de locuri sau spânzurați. Și pe mine lucrul acesta m-a afectat foarte mult. Consider că o țară civilizată nu trebuie să-i ofere copiilor și nu numai, și adulților astfel de scene. Nu priveam ca pe un animal de companie, îl legam la căruță sau îl țineam în... Adică este normal să-ți duci calul, să-l car lemne, să-ți faci lucruri cu el, dar nu-l bate, nu-l ține os și piele, nu-l schingiui. În mare parte caii sunt cele mai exploatate ființe din România. Peste tot, pe orice stradă sau în orice sat, tu vezi cai os și piele sau bătuți. Pentru că noi nu am avut legi, nici în momentul actual nu sunt legi. Dorește guvernul să înființeze poliția animalelor, care într-un final nu s-a înființat, se vorbește că se va înființa, și atunci tu nu poți să corectezi omul, nu poți să-l pedepsești. El își bate calul ca așa vrea, tu nu ai ce să-i faci. Sunt convins că există legi, doar că se aplică un pic mai... Da, ai punctat foarte bine. În chip de concluzie, la final... La final îi îndemn pe toți oamenii să aibă un comportament mai empatic și dacă nu-și doresc animale, să înțeleagă că sterilizarea este gratuită. Sunt tot felul de voluntari, pentru că instituțiile nu se ocupă de sterilizare și nu-și doresc să aibă grijă de animale. Sunt tot felul de voluntari care oferă fonduri și fac campanii de sterilizare în județe, comune, sate. Se intre pe toate grupurile din județul respectiv. Dacă ești în Gorj, local, este, da? Un grup din județul Gorj. Și spui că dorești să-ți sterilizezi animale. Mulțumim tare mult, Ionela Guzic, de găsit pe Instagram, pe Instagram, pe Facebook, și vreau să vă zic că am foarte multe materiale muzicale alături de domnul Ionică pe canalul meu de YouTube, Ionela Guzic. Invit pe oameni să se aboneze acolo, să dea click și să-mi urmărească toate cântecele noi pe care le-am lansat în ultimul timp. Pe Facebook și pe Instagram. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc tare mult! Ionela.